Vă salut, dragi prieteni, din nou. Fac un nou clip astăzi. Tocmai ce am terminat de făcut amestecul la iepuri. Ăsta e din cel vechi, ce-a mai rămas. Vreau să vă arăt și dumneavoastră ce ors de calitate am achiziționat astăzi. Este un ors foarte, foarte frumos ca aurul, din producție de anul acesta. L-am găsit aici la mine în comună, de la un domn foarte gospodar de unde tot cumpăr eu. Am făcut un butoi plin, ors, granule de la Purina, floarea soarelui și ceva porumb. Aici au intrat 3 sau jumate, aproape 4 de ors curat și în butoiul celălalt mai am floarea soarelui. Am luat și un sac de ovăz, prieteni, ăsta mic, o găleată de aia mare de ovăz, o să dau un pic pe la mascul. Perioada asta începând de acum încolo, dau un pic la mascul de ovăz, să fie aspri la muntă. Ce am aici pregătit cu 50 de iepuri, cât mai am acum, cred că o să ajungă cel puțin vreo lună jumate. De la domnul de unde am luat orzul, mi-a promis că mai ține încă o tură sau două. Și atunci va fi bine, o să pot să iau tot din ăsta frumos. Celălalt care l-am avut din piață de la Vișnițari, un sac a fost frumos și doi praf, plin de praf urâți. Și evit să mai cumpăr din piețe, prieteni, pe cât posibil de la oameni de acasă, de la gospodari, chiar dacă prețul e un pic poate mai mare, nu cu mult, dar să știți că merită. Dacă luăm marfă rea și plină de praf și cu fel și fel de brobonițe, de burien prin ele, nu știu ce naiba am găsit prin orz, atunci nu e în regulă, îl mănâncă mai rău, se pot și îmbolnăvi, Doamne ferește. Deja sunt 28 de grade în adăpost, se pare că iar este cald ca naiba. Am adus un pic de trifoi curat, l-am pus la soare, să se usuce bine, până de seară îl întorc. Un pic de trifoi pus la pălit ca lumea, poate că se face și fân, deja o tavă. Pe căldurile care sunt și astăzi, 32 de grade la Sibiu. Nu mai scăpăm de căldură, prieteni, se pare că toată luna va fi la fel. Ia uitați deja, sunt la colț, suflă greu. Când au început și ei să mănânci un pic, au fost câteva ploi și un pic de răcoare deja. Iar au dat înapoi. Iar a venit caniculă, iar stau tolănii și chiniți și nu mai mănâncă bine și uite tot așa. Dar nu avem ce face, va mai trece. O să vă răspund și la vreo câțiva dintre voi la niște întrebări. Cineva m-a întrebat dacă a pus femeia la munte și a stat o singură dată, dacă este posibil să rămână gestantă. Normal, da, ar putea să rămână gestantă, dar pe timpul ăsta și cu căldurile astea și probabil dacă mai și năpârlește un pic, șansele sunt mai mici. Dar am avut femeie care a stat o singură dată la munte și a fătat foarte, foarte mulți pui. Deci poate să rămână gestantă și dacă a căzut o singură dată masculul de pe ea. Altcineva mă întreabă dacă pune numai var prin boxe și nu mai pune așternut, dacă îi mor iepurii. Dar nu înțeleg care ar fi ideea să dai numai var și să nu pui un pic de așternut. Oricum animalele trebuie să mănânce și un pic de fân, un pic de orice și paile le mănâncă cu drag dacă le puneți. Nu cred că există cineva care să nu aibă să pună un pic de așternut. Dar ca să fiu mai concret, varul este un compus chimic care arde, deci îți dai seama dacă iepurii dă cu gura în var, varul arde foarte tare. Nu știu dacă ați pățit careva vreodată, eu am mai zugrăvit și cu var mai acum mulți ani, să vă sară în ochi, să vedeți cât de tare arde varul, deci nu este sănătos pentru niciun fel de organism. De evitat să pui var, mai bine nu mai pui nimic, dacă nu ai ce pune, deci să-mi dai numai cu var. Ajută la dezinfecție, dar dacă nu pui nimic peste și ei mănâncă de acolo var sau dă cu limba, nu-i bine deloc. Pentru că arde rău. Măcar niște paie, ceva peste, e imposibil să nu ai să pui. În rest, prieteni, totul este bine. N-am mai avut niciun fel de probleme cu niciun animal. În continuare, le dau Purina. M-ați mai întrebat unii alții ce alegeți
între purina sau versele, fiecare ce dorește, prietenii, eu le dau purina. Acesta mi-a fost și răspunsul, eu folosesc purina, nu te învăț să-i dai versele, nu te învăț să-i dai purina. Fiecare dă ce dorește. Eu am început de un an și ceva cu purina și să știți că nu cred că mi-a creat probleme granulele. Alte probleme am avut din alte cauze, nu de la granule. Vi le-am prezentat și pe astea cu oxidiostatic, fără, cu un aport de proteine mai mare pentru cei care sunt deja trecuți de o anumită vârstă, cu un aport de proteine mai mic pentru puișor ca să nu se baloneze până în 4 luni. Deci purina e un sortiment destul de bun, prieten, de granule. Cu siguranță sunt și altele mult mai bune, dar eu le am la dispoziție aici aproape la mine în comună, mi le aduce cineva la magazin, sunt foarte mulțumit de ele și o să continuu așa. Oricum, animalele, prieteni, într-adevăr se dezvoltă un pic mai bine dacă sunt mai îngrijite cu mâncare mai aleasă, dar nu au cum să facă 15 kg că le dăm de granule mai multe sau de alt sortiment. Animalele, în general, greutatea lor e dictată de genă, după aia de hrănire și de îngrijire. Dacă părinții au avut 6 kg, nu știu dacă au de unde să facă pui 12. Dacă părinții au 8 kg și ceva, sunt toate șansele să facă și pui 8 kg și ceva, poate chiar un pic mai mult, dacă sunt îngrijiți bine și vă dați seama că gena este principalul factor care dictează dezvoltarea animalelor, după care îngrijirea și profilaxia împotriva bolilor și patologiilor care, dacă i-a atins, cu siguranță nu se mai dezvoltă atât de bine. Un animal care a fost destul de grav bolnav, prieten, și a stat 4-5-6 zile fără să mănânce, nu știu cât, 1% dacă se mai dezvoltă cum trebuie, în rest o să rămână cel mai probabil un pic mai mici. Și de aceea eu am încercat anul ăsta, după cum v-am mai reamintit și pe alte clipuri, să elimin ceea ce s-a îmbolnăvit, care am văzut că nu au șanse de supraviețuire, că se vede imediat după animal care este forma lui. Dacă sunt șanse de supraviețuire, are un mic blocaj și am dat drumul pe jos și își fac nevoile în prima zi și încep să ciugulească, atunci e ok, dar dacă stau 4-5 zile fără să mănânce, eu nu mă mai chinui, prieteni. Și se vede pe animal, pe ochii lui, pe starea lui, cât este de blec, cât este de moale, cum se mișcă, cum aleargă, care este cheful de viață, se vede imediat dacă îl putem salva sau nu. Cam asta am vrut să vă spun astăzi, dragi prieteni. Vă mulțumesc tuturor încă o dată pentru susținere, pentru urmăriri. Vă doresc multă sănătate, bunul Dumnezeu să vă ocrotească și pe voi și pe animalele voastre. Doamne ajută!